Răspuns la întrebarea Dani Biro. Ce părere am eu despre minoxidil în tratamentul și vindecarea alopeției? Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante! Dacă sunteți pentru prima dată la canal, vă îndemn să vă abonați. Dacă vreți să primiți notificările noilor filmulețe, activați și clopoțelul. Dacă sunteți curajoși, scriți și comentarii. Filmulețul de astăzi este răspunsul meu la întrebarea dată de Dana Biro. În primul rând, Dana, eu îți mulțumesc pentru întrebarea aceasta frumoasă, pentru toate comentariile care le scrii, pentru fidelitate, cu respect față de tine. Te iubesc! Părerea mea despre folosirea minoxidilului este negativă, să zicem. Eu, ca specialist al modului de viață sănătos, nu voi recomanda niciodată preparate chimice în tratamentul alopeției. Minoxidilul este un vasodilatator. El acționează bine pentru cei care îl primesc. Poate. Îți voi recomanda doar metode naturistice și avem atâtea metode și atâtea variante. Putem să folosim măștile, uleiurile, masajul. Și desigur că să avem în vedere care este cauza, să înlăturăm cauza. Cele mai principale cauze sunt este factorul genetic, disfuncția hormonală și stresul. Desigur că starea noastră interioară, starea noastră sănătate și frumusețea interioară se va reflecta pe podoaba noastră capilară. Dar dacă este factorul genetic, doar implantul te va ajuta. În rest, depinde de tine. Ce faci, cum aplici, cum găsești tu cauza. Eu te îndemn să folosești toate metodele pentru a stimula creșterea părului, pentru a avea o podoabă capilară frumoasă. Voi așa în descriere link-urile filmulețelor cu îngrijirea podoabei capilare. Și chiar nu ar fi bine pentru tine ca femeie să folosești minoxidilul. Poți să dai o alergie sau poți să fie o creștere patologică a părului. Nu știm ce reacție. Poate pentru bărbați mai bine merge, dar pentru noi femeile nu chiar. Și că decizia îți aparține. Dacă cineva din voi a folosit minoxidil în vindecarea alopeției și a avut rezultate, vă rog, sau nu, a avut sau nu rezultate, vă rog să scrieți în comentarii. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. La revedere!